Cartea minunilor, Diversitatea lumii sau Milionul sunt denumirile sub care au circulat diversele variante ale descrierii Chinei de către călătorul venețian Marco Polo. Recent, diversi cercetători au găsit argumente pentru a demonstra că acea călătorie în China n-a avut loc. Pictorul și arhitectul italian Giotto a reinventat arta prin depășirea ornamentației bizantine și descoperirea perspectivei renascentiste, ceea ce s-ar traduce astăzi, în era graficii computerizate, prin tranziția de la 2D la 3D. Galileo Galilei a fost printre primii gânditori care nu s-au mulțumit doar cu observarea directă a naturii, s-a bazat și pe mijloacele tehnice de investigație științifică. Descoperirea mișcării pământului i-a atras condamnarea de către Inchiziție. Nu s-a dezis de teoria sa și a murit în păcat. În același an se năștea Newton. Politicianul transilvanean a fost ales deputat în Parlamentul de la Budapesta încă din 1906. După Marea Unire, Iuliu Maniu a refuzat să accepte Constituția din 1923, considerată de el prea centralistă. Opoziția față de comuniștii impuși de Moscova după război i-au adus condamnarea la temniță pe viață. În contrast cu poezia sa plină de puritate și candoare, viața simbolistului francez Paul Verlaine a fost, eufemistic vorbind, boemă. Alcoolic și homosexual, a suferit de reumatism, ciroză, gastrită, icter, diabet, fiind și hipercardiac. Cel care a tras sirena la atelierele Grivița a fost muncitorul Constantin Negrea. Acesta a mărturisit mai târziu cum a fost rugat de Gheorghiu Dej să renunțe la meritul său în favoarea lui Vasile Roaită. Eroul mort era mai util partidului. Până în 1962, zeci de școli, CAP-uri și comune din România purtau numele celui care s-a dovedit a fi informator al siguranței. Regizorul Manole Marcus, din a cărui filmografie ne amintim cu ușurință peliculele Puterea și Adevărul, Actorul și Sălbaticii sau Operațiunea Monstrul, a fost și co-scenarist al polisierului Ceanura și Picătura de Ploaie. Cel care avea să zăpăcească prin rock'n'roll-ul său generații de tineri a fost al doilea născut dintr-o sarcină gemelară. Fratele său n-a supraviețuit, dar Elvis a rămas nemuritor. I did it my way. Yes, there were times I'm sure you knew. Teoreticianul originii Universului și-a descoperit teribila boală care l-a imobilizat într-un cărucior la vârsta de 21 de ani. Scleroza laterală amiotrofică nu l-a împiedicat pe Stephen Hawking să-și continue cercetările și activitatea didactică. Ne-a făcut o scurtă și o și mai scurtă istoria timpului, ne-a dezvăluit visul lui Einstein și ne-a explicat cum încape Universul într-o coajă de nucă. Lansat în 1969 cu un cântec controversat și interzis o perioadă despre un astronaut care, lansat în spațiu, decide să nu mai revină pe Pământ, compozitorul american David Bowie a avut o carieră pe cât de densă, pe atât de sinuoasă. În 2004, revista Rolling Stone îl plasa pe locul 39 în rândul celor mai buni artiști din toate timpurile. În adolescență s-ar fi dorit sportiv sau ofițer al armatei române sau psihiatru. Poetului Lucian Vasiliu îi datorăm astăzi, în parte, reapariția Daciei Literare. Ține de continuitate. Vasile Alexandri citește poezii de Costache Conachi. Mihai Eminescu citește poezii de Vasile Alexandri. Lucian Blaga citește poezii de Mihai Eminescu. Cezar Ivănescu citește poezii de Lucian Blaga. Lucian Vasiliu citește poezii de Cezar Ivănescu. De Lucian Vasiliu, cine citește poezia? Primul ministru chinez timp de mai bine de un sfert de secol a făcut posibilă tranziția dintre Mao și Deng. Ca diplomat, Chiu Enlai a rămas celebru prin răspunsul dat în privința consecințelor Revoluției franceze de la 1789. E prea devreme pentru a mă pronunța. Președinte al celei de-a cincea republici timp de 14 ani, François Mitterrand a avut un rol important alături de cancelarul german Kohl în edificarea Europei Unite. Ambii au primit premiul Carol cel Mare ca recunoaștere a meritelor în unificare europeană. Valoarea acestuia e de 2500 de euro. Simbolul contează. Nu le vom ști niciodată pe toate, important e să înțelegem ceva din viața asta.